pedepsită români de pretutindeni. Martie este luna femei, dat fiind și faptul că 8 martie este ziua internațională a femei, adoptată de ONU încă din 1977. Am ales să vorbim despre prevenție, mai ales prevenția în cancerele la femei, în cancerul de sân. Am adus în această seară, în emisiunea noastră, femei puternice, mereu în linia întâi, mereu femei care luptă pentru binele semenilor. Sunt teme de asemenea despre prevenție, actualități în reconstrucția mamară și pe partea a doua, vulnerabilitatea la bolile autoimune în perimenopauză. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numere de telefon afișate pe ecran. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe cele două pagini, Un doctor pentru dumneavoastră și TVR Internațional, și desigur vă spunem că suntem și pe platforma tvrplus.ro, acolo unde puteți vedea emisiunea noastră live la secțiunea Live TVR Internațional. Prima parte a emisiunii noastre, actualități în chirurgia și reconstrucția mamară. Invitata noastră din această seară, conferențiar dr. Laura Răducu, medic primar, chirurgie plastică, estetică, microchirurgie reconstructivă, coordonator unitatea de Arșgrav, Spitalul Clinic de Urgență, profesor dr. Agripa Ionescu, doctor în medicină. Bine ați venit la Un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper ca pacientele noastre să fie mai informate după această emisiune. Vă mulțumim foarte mult, da, și noi ne dorim foarte mult asta și citeam despre dumneavoastră, aveți o impresionantă activitate științifică și mai mult de două decenii de experiență practică. Citim mereu că astăzi în lume orice tip de cancer este abordat multidisciplinar și această abordare multidisciplinară se face desigur și în cancerul de sân. Da, este de preferat și peste tot în lume există comisii oncologice, acele board-uri, tumor board-uri, în care specialiști, începând cu un radioimagist, un radioterapeut, un oncolog, un chirurg generalist, un chirurg plastician, un anatomopatolog, chiar și un psiholog, împreună iau cea mai bună decizie pentru paciente, astfel încât tratamentul să fie condus către a obține curabilitatea pacientelor, sau cel puțin pentru a crește durata de viață și calitatea vieții pacientelor. După mastectomie sau nu neapărat, se decide și reconstrucția mamară. Când este necesară reconstrucția mamară sau când ar fi cel mai bine să se facă reconstrucție mamară? Există și reconstrucție mamară odată cu mastectomia, dar există și întârziată. Dumneavoastră să ne spuneți mai mult. Da, este de preferat și tendința actuală în lume este ca reconstrucția mamară, evident, în funcție de stadiul oncologic al pacientei, și această decizie practic se ia în tumor board, să se facă, tendința actuală este să se facă în același timp cu mastectomia. Este evident o îmbunătățire a calității vieții pacientelor și o îmbunătățire a integrării lor din punct de vedere psihosocial. Timpul operator, atunci când această mastectomie această reconstrucție se face în același timp cu mastectomia, este mai redus, dar se poate face reconstrucție și la o anumită perioadă după mastectomie. Nu există limită de timp și nici limită de vârstă la care se poate face reconstrucția mamară după mastectomie. Există mai multe variante de reconstrucție mamară? Da, există mai multe variante de reconstrucție mamară. Reconstrucția imediată se poate face cu implant și trebuie să subliniem acest lucru, că nu este o intervenție estetică, este o intervenție de necesitate pentru aceste paciente, în care noi reconstruim ceva ce a fost îndepărtat, adică glanda mamară a pacientei. Este o intervenție care se poate face dacă stadiul este mai puțin avansat al pacientei, direct cu implant. Dacă pacienta necesită radioterapie postoperator, se poate face reconstrucție cu un expander care se plasează în spatele mușchiului pectoral, astfel încât în momentul radioterapiei pacienta să nu aibă complicații legate de tegumentul de deasupra și ulterior
se face la o anumită perioadă de timp, între 8 luni și un an. Schimbarea acestui expander cu ce implantul este acest expander? Expanderul este, să zicem așa, o punguliță în care noi punem ser fiziologic, astfel încât să ajungem la un volum similar cu sânul contralateral și care permite păstrarea acelui spațiu, astfel încât ulterior reconstrucția să se poată face cu un implant și într-un mod mult mai simplu decât atunci când necesită intervenții complicate cu țesuturi proprii ale pacientelor luate din vecinătate sau luate de la distanță. Este o soluție foarte bună pentru pacientele care necesită radioterapie. Și ați spus, și v-am întrerupt eu, că la un moment dat el se îndepărtează, se extrage și se pune altceva, un implant în locul lui. Da, în locul expanderului, la un an de zile, maxim un an de zile după radioterapie, astfel încât pacienta să nu aibă complicații, se înlocuiește expanderul acesta cu un implant definitiv și să nu uităm că procesul de reconstrucție se finalizează cu reconstrucția complexului areolo-mamelonar, o etapă foarte importantă pentru paciente și pentru psihicul lor. Sunt anumite recomandări pentru, eu știu, pentru pacienta respectivă, citeam, să renunțe la fumat. Atunci când faci, în principiu când faci reconstrucții cu țesut autolog al pacientei, da, este de preferat, pentru că țesuturile acelea necesită o vascularizație mai bună, este de preferat, dar în principiu cam pentru orice intervenție chirurgicală este de preferat ca pacienta să renunțe la fumat. Am înțeles. Spuneați de implantul cu țesuturi proprii, este o recuperare mai nevoioasă, de aceea spuneați că e mai greu de realizat? Nu, este o perioadă de recuperare mai mare decât atunci când face reconstrucția imediată, dar și timpul operator este ceva mai lung, dar eu cred că orice intervenție chirurgicală care reconstruiește sânul pacientei merită să fie făcută pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor paciente. Sunt decontate prin Casa Națională aceste intervenții? Da, sunt decontate prin Programul Național de Reconstrucție Mamară, prin subprogramul național, partea programului de oncologie. Sunt decontate implantele, expanderele, operațiile de simetrizare a sânului contralateral și intervențiile în sine de reconstrucție. Pentru că asta este un lucru mai nou, a intervenit nu de mult timp, să fie decontate chiar și aceste intervenții de simetrizare. De simetrizare. Da, sunt decontate de anul trecut. Ne întreabă o telespectatoare dacă pot apărea complicații în urma acestei intervenții și spune așa: ce se întâmplă cu cicatricile? Eu sunt predispusă la cicatrici, fac cheloid. Cum pot rezolva asta? Tratamentul cicatricilor cheloide este un tratament mult mai complex și nu are legătură cu intervenția în sine. Pacienta respectivă poate să facă cheloid și atunci când se lovește. Complicații există ca la orice intervenție chirurgicală. Nu există vreo intervenție chirurgicală care să nu aibă riscul de complicații. Dar de asta se stabilește în comisia oncologică care este traiectul pacientelor, astfel încât să scădem cât mai mult riscul apariției acestor complicații. Iar în cazul tratamentului acelor cheloide, este un tratament mult mai complex care presupune o îngrijire aparte a cicatricilor postoperatorii. Nu are legătură cu intervenția în sine. Ne întreabă Ileana: în urma unei operații de reconstrucție mamară, eu, având diabet, s-au închis foarte greu rănile, desigur, cusăturile. Spuneți-mi ce pot să fac în acest caz. Păi, înțeleg că oricum problema este rezolvată, dar ideea este că, într-adevăr, pacienții diabetici
au nevoie ca atunci când fac o intervenție chirurgicală să fie stabil din punct de vedere al bolii de bază. Și atunci pacienții preoperator beneficiază evident de consult de diabetologie, astfel încât să aibă niște valori glicemice cât mai bune și să nu apară astfel de complicații. E important ca după aceste intervenții și mastectomie și reconstrucție mamară să păstrăm indicațiile medicului și să ne facem investigațiile mai departe? Evident. O reconstrucție mamară nu intervine cu nimic în tratamentul oncologic al pacientei. Este o etapă în tratamentul pacientei, dar traiectul pe care îl are pacienta, stabilit de comisia oncologică, este urmat în continuare. O reconstrucție mamară nu influențează prognosticul pacientei, dar, în schimb, da, poate crește calitatea vieții pacientei. Pentru că ne întreabă Valentina, prezența protezelor poate împiedica efectuarea investigațiilor regulate? Prezența protezelor, având în vedere că pacienta respectivă nu mai are glandă mamară, investigațiile regulate, însemnând mamografie, nu e cazul să se mai facă, se face RMN și nu, RMN-ul nu este împiedicat de prezența unei proteze. Desigur, ați vorbit de impactul psihologic al acestei reconstrucții mamare asupra pacientei. Da, adevărul este că din experiența pe care o avem cu aceste paciente, pot să spun că fiecare zâmbet pe care îl primesc după o reconstrucție mamară este foarte important pentru noi. Și într-adevăr, paciente care vin cu un grad de reticență, atunci când li se explică foarte bine ce înseamnă această intervenție chirurgicală, pleacă hotărâte să-și îmbunătățească viața, în fond și la urmă. Decizia, desigur, este una personală. Evident, mai departe. Evident. Am înțeles. Vreau să vă întreb și de informarea pacientelor. Citeam în mesajul Societății Americane a Chirurgilor Plasticieni despre necesitatea de a face cunoscută posibilitatea de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice. Citeam că Statele Unite au rata cea mai mare din lume de reconstrucție, aproximativ 50%. Noi încercăm, doamna conferențiar, să facem prin emisiunile noastre. Mai putem face și în alt fel această informare asupra femeilor, desigur și cele care ajung la dumneavoastră. Evident că în tot acest lanț cu care de medici cu care vin în contact femeile cu cancer de sân sau care au avut în familie bunici, mame cu cancer de sân, medicul de familie joacă un rol foarte important, după părerea mea. Și în acest sens, și eu personal și prin Asociația Chirurgilor Plastici din România mergem la conferințele medicilor de familie și îi informăm și pe aceștia despre posibilitățile pe care le au pacientele vis-a-vis de reconstrucția mamară. Și în calitate de cadru universitar, bineînțeles că este un moment în care, având în vedere contactul pe care l-am cu studenții de anul 6, care practic sunt doctori, e foarte important și le spun tot timpul acestora că, indiferent de specialitatea pe care o vor alege, trebuie să știe aceste lucruri. Și rolul lor în a-și educa pacienții este foarte important. Este importantă și vorbeam de ună zi cu dumneavoastră, echipa din spate. Da, evident, evident este importantă echipa. Nu poți să faci niciodată de unul singur acest lucru. Și asta le-am spus și ultimilor studenți pe care i-am avut, că este foarte important să înțeleagă că oricât de genial ai fi ca doctor, nu poți să faci, să tratezi corect un pacient de unul singur. Întotdeauna este vorba despre o echipă care, pornind de la infirmiere, asistente, care sunt alături de pacienți și care îi susțin din punct de vedere psihologic, oricare om din
lanțul acesta este foarte important, oricare profesionist din lanțul acesta este foarte important. Și mi-ați spus iarăși de faptul că femeile care ajung la dumneavoastră cu asemenea probleme pleacă gândindu-se să facă reconstrucție mamară. Și v-am spus eu că înseamnă că au ajuns la medicul cel bun. Cât este de importantă această comunicare medic-pacient? Da, este foarte importantă. Pe mine m-a bucurat foarte mult inițiativa unei paciente de-a noastră, în vârstă de 70 de ani, care a dorit să ne ajute în informarea pacientelor și să promoveze către acestea modalitățile de reconstrucție mamară. Și dumneaei, când a venit, a spus: nu mai îmi trebuie nimic, nu mai îmi trebuie, am 70 de ani, ce mai îmi trebuie? Și ulterior, după ce am explicat fiecare etapă, am mers până la capăt, până la reconstrucția complexului areolo-mamelonar și era foarte încântată că poate să poarte din nou un decolteu. Și asta vă întreb pentru că mă gândesc de stresul pacientului oncologic, mă gândesc că deseori poate apărea depresia. Știu că chiar ați participat la un articol în 2018 în Journal of Mind and Medical Sciences și era vorba de depresia și cancerul de sân, implicații postoperatorii pe termen scurt. Evident că acești pacienți au probleme de acest fel. Este lăudabilă inițiativa de a introduce în programul oncologic consilierea psihooncologică și practic fiecare dintre aceste paciente ar trebui să beneficieze de consiliere psihologică. De exemplu, știu că cei de la Fundația Renașterea ajută pacientele cu cancer de sân cu astfel de consiliere oncologică. Am înțeles. Citeam iarăși un articol de-al dumneavoastră, 2017, în Medicina Modernă, în care ați participat în acel articol particularități ale reconstrucției mamare după radioterapie. Sunt anumite particularități în reconstrucție după radioterapie? Da, după radioterapie, pacientele care nu au beneficiat, cum spuneam mai devreme, de un expander, astfel încât să putem păstra țesuturile de deasupra, necesită reconstrucție cu țesuturi proprii, cu țesuturi proprii care se aduc din vecinătate sau de la distanță, inclusiv de la nivelul abdominal, și se pot transfera liber. Aceasta înseamnă din nou o muncă în echipă, o muncă de câteva ore bune, dar cu rezultate frumoase pentru paciente. Și întotdeauna când ai o pacientă care a făcut radioterapie, te gândești mai mult la soluțiile pe care trebuie să îi le oferi, astfel încât totul să decurgă fără complicații. Cei de la Fundația Renașterea mereu au avut un gând care s-a materializat în foarte multe informări și beneficii pacientelor din toată țara. Și este în direct cu noi Mihaela Joană, fondator și președinte Fundația Renașterea. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și o salut cu plăcere pe doamna conferențiar Răducu. Bună seara! Vă mulțumim foarte mult. Știu că în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire, 23 de paciente, dacă nu mă înșel. Doamna conferențiar a fost prezentă acolo, nu greșesc. Da, a fost o întâlnire emoționantă. Așa este și pacientele au fost entuziasmate de această întâlnire. Au primit informații și chiar, cum să spun, concret pe fiecare caz în parte. Și chiar dacă pot să spun, două dintre paciente sunt deja programate. Mi se pare un lucru extraordinar că pot avea acces la servicii de asemenea calitate și că aceste servicii le va reda încredere în ele psihic, le va ajuta foarte mult. Și vreau să mulțumesc foarte mult doamnei conferențiar pentru acest ajutor.
Ce ne spuneți? Cu mare drag. Da, a fost chiar o experiență emoționantă. Pacientele de la Fundația Renașterea nu beneficiaseră de reconstrucție imediată și dorința lor a fost foarte mare de a face acest pas. Am găsit paciente de 23 de ani și paciente de 60 de ani care și-au dorit acest lucru și a fost emoționant pentru noi. Așa este. Și motivările lor a fost și ca o, știu eu, ca un suport psihologic sau ca o sesiune de îndrumare, să spun așa, și înțeleg că au fost foarte emoționante testimonialele pacientelor și doamna conferențiar a știut să le îndrume și să le dea toate detaliile necesare. Exact ce spuneam, este foarte important să ajungi și la medicul, eu știu, care trebuie. Și vă întreb pe dumneavoastră, doamna Mihaela Joană, știu, noi am mai prezentat în emisiune Fundația Renașterea, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut ați fost la noi, reprezentanții Fundației Renașterea. De peste două decenii, Fundația desfășoară o amplă campanie dedicată sănătății femei și vă întreb, care sunt gândurile dumneavoastră și planurile Fundației pe mai departe pentru sănătatea femeii, pentru prevenție? Mă gândesc că e important să le informăm, să le îndrumăm, dar e nevoie, cred, și de voci puternice, că nu ascultă chiar pe oricine. Așa este și în 23 de ani de activitate ne-am făcut mulți prieteni și multe persoane care au o voce, influenceri care ne sprijină. Spre exemplu, chiar astăzi am avut un eveniment hashtag Mulțumesc Mama, prin care persoane foarte cunoscute, cum sunt Andreea Marin, Laura Costoi, Sonia Argint, foarte multe influenceri au venit, au postat o poză cu mama lor și au arătat ceea ce le-a învățat, și anume și ce putem să ne învățăm noi copiii, băieții și fetele, să punem accent pe prevenție, să ne păstrăm sănătatea. Poate că nu a fost în educația noastră sau în cultura noastră până acum, pentru că mergeam la medic atunci când ne îmbolnăveam sau când aveam o problemă, dar trebuie să mergem la medic pentru a verifica că suntem bine. Și atunci când este o problemă, trebuie intervenit la timp și trebuie, așa cum vorbiți și dumneavoastră în această emisiune, să intervenim bine informate cu profesioniștii, cum spun, de încredere sau care ne dau încredere fiecărei paciente, astfel încât să rezultatul să fie unul așteptat. Da, eu vă felicit pentru tot ce s-a întâmplat în aceste două decenii. Știu că vorbeam în emisiunea trecută de, pe lângă de Race for the Cure, care e foarte important, an de an la București, dacă nu mă înșel, investigații medicale în centre medicale, unități medicale mobile, teste Papa Nicolau și HPV gratuite, proiect de prevenție în rândul adolescentelor, campanii de informare, linie telefonică gratuită, proiectul Vieți Împletite Brave Cut. Da, prin proiectul Vieți Împletite donăm peruci pacientelor care fac chimioterapie și își pierd părul. Avem foarte multe proiecte, bineînțeles, în atâția ani am făcut multe proiecte, suntem foarte mândri de ele. Avem și proiecte finanțate european. În acest anul trecut am câștigat chiar un proiect finanțat de Comisia Europeană direct către Fundația Renaștere. Un proiect prin care vom construi o curriculă de îndrumare a femeilor, nu numai din România, din toată regiunea, informații despre prevenția pentru cancerul de col uterin și anti-HPV. Avem multe proiecte în derulare, suntem foarte active și vom rămâne așa. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ați spus, pentru prezența în emisiune și vă dorim și pe mai departe să faceți proiecte cât mai multe și cât mai frumoase în ajutorul femeilor din România și de peste tot. Vă mulțumim mult! Cu ajutorul profesioniștilor și al presei care face cunoscută activitatea, așa va fi. Vă mulțumesc! Atâta cât putem! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, o seară bună în continuare și vă întreb, implanturile au și ele o durată de viață? Sunt schimbate la un moment dat? Există implante care sunt garantate pe viață, există implante care teoretic au o durată de viață
de 10 ani, dar asta nu înseamnă că dacă nu ai probleme cu acel implant, tu trebuie să-l schimbi. Dacă apar probleme, îl schimbi. Dacă nu, nu e obligatoriu la 10 ani să schimbi acel implant. Vreau să vă întreb și de experiența cu Italia. Știu că împreună cu alți colegi ați desfășurat și desfășurați un schimb de experiență cu spitalul din Italia, cu un spital din Italia. Vă ascult pe dumneavoastră. Da, avem o colaborare foarte bună cu Spitalul Humanitas din Catania, un spital care are un centru de chirurgie a sânului acreditat atât la nivel european cât și la nivel internațional, care are protocoale verificate atât în Europa cât și în Statele Unite, un spital nou construit și unde noi am fost prima oară acum 3 ani. Am avut o experiență foarte plăcută, acolo am găsit și o serie de asistente din România foarte pregătite. Și în afară de acestea, colaborarea cu ei ne-a adus inclusiv protocoalele de diagnostic și tratament pe care dumnealor le utilizează, precum și modalitatea de funcționare a unui centru de chirurgia sânului de excelență. 5-6 minute din această primă parte a emisiei. Vom lua legătura imediat cu spitalul acela din Italia. Vă mai întreb pe dumneavoastră. Desigur, citesc și de medici premiați în cadrul Galei Z 2022, mentorul anului conferențiar dr. Laura Răducu. Deci și acolo, doamna conferențiar. Da. Este vorba tot de nu intervenții pro bono. Gala Z are mai multe premii, premii pentru rezidentul anului, pentru specialistul anului, pentru mentorul anului. În cazul mentorului anului, respectiva persoană este propusă de către cei pentru care face mentorat. Și pentru mine a fost o surpriză plăcută când rezidenții au considerat că pot fi nominalizată la acest premiu. Ce înseamnă screening în cancerul de sân? Cât este de important, mai ales că evoluează asimptomatic și femeile ajung din ce în ce mai târziu la medic? Este foarte importantă această etapă. Screeningul un pic s-au modificat vârstele la care se începe screeningul pentru cancerul mamar. În cazul femeilor care au în antecedentele familiale, ne referim la mame, bunici cu cancer de sân, prima ecografie trebuie să se facă la 30 de ani. Acestea sunt recomandările internaționale. Iar în cazul mamografiilor, dacă până acum vârsta de începere a investigațiilor mamografice era 45 de ani, aceasta a fost căzută la 40 și cred că este un beneficiu pentru paciente, deși se face, recomandarea este să se facă din 2 în 2 ani inițial, este un beneficiu pentru paciente pentru că descoperirea în stadii incipiente permite inclusiv reconstrucția cu succes imediată. Așadar, ca o concluzie a emisiunii, ce le spuneți femeilor de pretutindeni? Să aibă curaj și să lupte pentru sănătatea lor fizică și mentală. Cancerul de sân este un cancer care se poate diagnostica ușor, care este tratabil, care este curabil și cu atât mai mult atunci când se descoperă în stadii incipiente. Și poate apărea și la orice vârstă, pentru că auzeam de foarte multe ori femei de 70, chiar 80 de ani care spuneau: am o vârstă foarte înaintată, nu cred că mai pot să mai fac un cancer de sân. Da, din păcate nu prea are vârstă apariția cancerului. Sunt și femei de 20 de ani care își depistează cancer mamar și sunt și femei de 80 de ani care își depistează cancer mamar. Deci e importantă prevenția. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Mergem mai departe. Spuneam de acest spital din Italia. Este în legătură directă cu noi Elena Baciu, asistent generalist, coordonator grup chirurgie toracică, Spital Oncologic Italia. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Și noi vă mulțumim foarte mult. Așadar, în Spitalul de Oncologie din Italia lucrează și 5 români. Știu că dumneavoastră sunteți născută în Botoșani și lucrați în sistemul de sănătate italian de 20 de ani. Colegii români cu care vorbiți în țara de adopție vor să revină acasă, deși e bine în Italia. Dumneavoastră, de ce ați plecat și ce vă doriți pe viitor legat de România? Da, pot să vă spun că aici unde lucrez suntem 5 asistente, toate femei. Suntem din zone diferite ale României, ne-am cunoscut aici. Pot să vă zic că am plecat pentru că în momentul acela în România nu am găsit un post de muncă. Câțiva ani în urmă era mult mai greu decât acum. În România acum s-a dezvoltat sistemul privat. Mulți colegi de-ai mei se întorc în țară. Pentru că sunt mai multe lucruri, mai multe locuri de muncă. Pot să vă zic că integrarea noastră aici stăm bine, dar este mai bine alături de familie. Integrarea asistenților medicali români în sistemul de sănătate italian, să zicem că nu este greu dacă se cunoaște bine limba italiană. Din experiență personală ca colegilor mei români, suntem foarte apreciați pe plan profesional pentru că baza de studii din România este excelentă. Vă rog. Aici ai posibilitatea să crești și profesional, deci sunt recunoscute meritele. Nu știu, vreau să spuneți... Povestiți-ne despre pacienții români pe care îi întâlniți în Italia, doamna Elena Baciu, când ajung în Spitalul de Oncologie din Italia și vă aud pe dumneavoastră că le vorbiți românește. Da, este foarte important să vorbești românește pentru că pacienții în general, mai ales într-un centru oncologic, ajung speriați. Fiind într-o țară străină este și mai greu pentru ei, pentru că mulți nu cunosc bine limba italiană. Și atunci, vorbindu-le românește, este o siguranță pentru ei, îi fac să se simtă acasă și să înțeleagă mai bine parcursul terapeutic, riscurile operațiilor, terapiei care vei să puteți și recomandările post-spitalități. Suntem de ajutor și după externare, pentru că terapiile oncologice sunt lungi și atunci au nevoie de ajutorul nostru. Am înțeles. Și ce mesaj aveți pentru tinerii care aleg drumul străinătății sau mă gândesc sunt la început de drum? Pot să vă zic că din experiență personală, dorul de casă este mai greu, din ce în ce mai greu, odată cu înaintarea în vârstă. Eu sunt de 20, m-am spus de 20 ceva de ani aici. România este, pentru mine este casa mea și visul meu este să mă întorc acasă. Celor care aleg drumul străinătății sau sunt la început de drum, trebuie să fie foarte motivat și să se gândească bine. În momentul acesta, de ce să nu încerce să se realizeze și în România, profesional? Pentru că tot ce facem aici, se poate face și în România. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră și așa cum spuneți, vă așteptăm acasă să vă întoarceți în țară la un moment dat. Vă mulțumesc mult!
și la mulți ani tuturor femeilor din România. Așa să fie, vă mulțumim foarte mult. Toate, sănătate. O seară bună în continuare. Partea a doua a emisiunii noastre, vulnerabilitatea la boli autoimune în perimenopauză. Invitata noastră din această seară din Statele Unite, dr. Diana Gârniță, medic reumatolog și medicină internă, profesor voluntar în programul de reumatologie, Universitatea de Medicină din Cincinnati. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim foarte mult. Citeam despre dumneavoastră, foarte frumos ați spus că anul acesta aveți două cărți în pregătire. Din ce văd, sunt două cărți foarte importante, mi-au atras atenția. Una despre gută și nutriție. Se știu foarte puține lucruri despre nutriția în gută și, într-adevăr, cred că tot ce aduceți din punct de vedere științific este foarte important. Și a doua despre poliartrita reumatoidă, care ne ajută, desigur, și pe noi în această seară. Dar până acolo vreau să vă întreb ce este perimenopauză. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție cărțile care vor veni. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, perimenopauza este o perioadă normală în viața unei femei, dar ca orice perioadă care aduce schimbări, poate să aducă și schimbări în cum ne simțim, de la menstruație modificată, la bufeuri, la creșterea în greutate, uscăciunea pielii, uscăciune vaginală, insomnii, uneori energie scăzută și, de asemenea, pierderea părului sau subțirea firului de păr. Toate acestea sunt manifestări ale perimenopauzei și lista poate continua. Am înțeles. Cum influențează, mă gândesc, modificările hormonale, perioada din timpul perimenopauzei și menopauzei, apariția bolilor autoimune? Este adevărat, datorită schimbărilor hormonale din această perioadă de perimenopauză și ulterior menopauză, pot declanșa sau exacerba anumite boli autoimune. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Poliartrita reumatoidă, sindromul Sjogren, dermatomiozita, scleroza multiplă în plăci și mai rar lupusul pot să apară în această perioadă. Acest lucru se datorează scăderii nivelului de estrogen, care la rândul lui reglează funcția sistemului imun. Această scădere a nivelului de estrogen în organismul femeii se va asocia cu un risc crescut de inflamație, care aduce și el aceste riscuri de creștere a incidenței bolilor autoimune. Așadar, există boli și le-ați enumerat pe care le tratați și vă aplecați mai mult în timpul perimenopauzei. Este adevărat. O să vă dau un exemplu. Pentru că ați menționat poliartrita reumatoidă, este parte din ceea ce fac eu în fiecare zi. Tratez și diagnostichez sau diagnostichez și tratez pacienți cu această boală. Se pare că această boală are două vârfuri de debut. Una în perioada de tinerețe, între 20 și 30 de ani, dar cea de-a doua perioadă de debut este în această perioadă, de 40 până la 60 de ani. De asemenea, acești pacienți în această perioadă, datorită modificărilor pe care le trec, datorită perturbărilor hormonale, ele vor induce scăderea sistemului imun și accelerarea acestui proces de autoimunitate. Am înțeles. Vă întreb mai departe dacă există boli autoimune care cresc riscul de cancer. Din păcate, da. Inflamația cronică, inflamația necontrolată pentru mulți ani, crește ea însăși, crește riscul de boală autoimună, dar de asemenea crește riscul de cancere. Aceste cancere vin datorită inflamației, dar vin și datorită faptului că
boli precum poliartrita reumatoidă, lupusul, sindromul Sjögren și dermatomiozita, ele însele se asociază cu un risc crescut de cancer. O să vă dau câteva exemple: cancerul de colon, cancerul de sân, cancer ovarian și de asemenea limfoame sau cancere de piele sunt adesea asociate cu aceste boli autoimune. Am înțeles, așadar, în poliartrita reumatoidă există risc de cancer și tocmai ne-ați spus ce tipuri de cancer, doamna doctor. V-am enumerat câteva: cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul ovarian, dar mai ales cancerul de piele. O să vă vorbesc puțin și despre medicamente, pentru că există anumite medicamente pe care noi le folosim, precum imunosupresoare și medicamente biologice, care ele însele poate să crească riscul de cancere, mai ales cancere de piele. De aceea, eu le recomand pacienților mei și tuturor pacienților care sunt pe aceste tratamente imunosupresoare să aibă un control general și control al pielii în fiecare an. Există și recomandări în ceea ce privește screening-urile pentru diverse cancere pe care noi trebuie să le adaptăm în funcție de vârsta pacientului. Și acestea includ testul Babeș Papanicolaou, testul pentru cancerul cervical, o mamografie anuală, o colonoscopie care se indică în funcție de riscul pacientului, dacă pacientul are risc de cancer de colon în familie, atunci se recomandă ca screening-ul să fie început mai devreme, la aproximativ 45 de ani. Există discuții și aici. Și de asemenea, le recomand pacienților să-și facă teste tiroidiene în fiecare an, mai ales dacă simt că au un nodul sau simt că au palpitații, simt că nu se simt tocmai bine. E bine să-și facă aceste teste tiroidiene cel puțin o dată pe an. Ce este poliartrita reumatoidă? Ce sunt aceste boli autoimune? Un teren practic quasi necunoscut. Citeam, corpul se atacă pe el însuși. Citeam la un moment dat. Este adevărat, aceste boli autoimune se nasc din diverse motive, motive care uneori nu țin de noi, motive genetice. Există o predispoziție genetică în majoritatea cazurilor, dar pe această predispoziție genetică se pot întâmpla ca pacientul să vină în contact cu un virus sau să fie într-o situație de stres foarte mare sau să vină în contact cu diferite surse de poluare și atunci sistemul imun în această încercare de a ne apăra de virusuri, de bacterii, de substanțe străine, începe să atace inițial, începe să atace ceea ce îi se pare străin. Ulterior, datorită faptului că noi suntem predispuși pentru un răspuns imun accelerat sau agravat, sistemul imun încetează să-și mai recunoască propriul corp și începe să-l atace. Bolile autoimune sunt foarte diverse și pot ataca teoretic orice organ. Așa cum ați menționat, poliartrita reumatoidă, atunci când pacienții vin la noi pentru a fi consultați pentru această boală, de obicei se plâng de dureri articulare, de roșață, căldură, umflături, impotență sau, noi spunem impotență funcțională sau funcție redusă articulațiilor. Se trezesc dimineața cu această senzație de reduare matinală. Le este greu să-și folosească mâinile sau le este greu să-și folosească articulații. Acesta este cel mai frecvent motiv pentru care vin la doctor. Îi aduce durerea. Dar pe lângă aceste
manifestări de durere, de roșață. Există și alte manifestări pe care pacienții le observă, dar nu necesar, nu-i fac să vină la doctor, precum ar fi o oboseală exagerată, febră seara, devin disneici sau devin, le e greu să respire când urcă scările, ochii li se usucă, gura li se usucă. Acestea sunt semne de inflamație sistemică. Există boli autoimune care afectează pielea, cum este lupusul sau este dermatomiozita. Există boli care afectează creierul, precum este lupusul, dar pot afecta și inima și plămânii. De aceea este bine ca atunci când aceste simptome încep să vină la suprafață, să mergeți la medic, să căutați, să vedeți despre ce este vorba, pentru că aceste boli autoimune au tratament, pot fi ținute în frâu, nu le putem vindeca complet, dar avem această capacitate, avem puterea să le ținem în frâu prin diverse tratamente care sunt astăzi disponibile. Pot apărea complicații foarte mari în unele dintre bolile autoimune. Mă refer că la unele, practic, încă nu s-au descoperit tratamente foarte avansate. Auzeam despre scleroza multiplă, ce spunea Charcot acum mulți ani, la fel a rămas în scleroza multiplă și s-a descoperit prea puțin. Să știți că înțelegerea sistemului imun a venit cam acum 20 de ani. De aproximativ 20 de ani, cercetătorii din toată lumea și cercetătorii americani au reușit să descopere anumite componente ale sistemului imun care pot fi modificate și care pot fi ținute în frâu, ca să zicem așa. Există tratamente foarte noi care au intrat pe piață, acești anticorpi monoclonali care merg și în mod targetat opresc anumite celule care creează inflamație sau inflamație exagerată în corp. Și vă vorbesc nu numai despre scleroza multiplă, care nu este exact sub apanajul meu, ca și specialist de reumatologie, vă pot vorbi de pacienți cu lupus, de exemplu, sau pacienți cu poliartrită reumatoidă. Anul trecut s-a publicat un studiu extrem de important despre o terapie nouă care se numește CAR T-cells. Această terapie este de fapt o modificare genetică la nivelul acestor celule imune care induce calmarea sistemului imun. Această terapie a fost inițial folosită în cancere, în limfoame. Unul dintre prietenii mei, doctorul Adrian Bot, este cel care a adus această terapie în fața pacienților, au testat această terapie și au adus vindecarea sau inducerea remisie, mai bine spus, a diverselor limfoame. Acest studiu de care vă vorbeam, publicat anul trecut, a testat pacienți cu scleroză, cu systemic sclerosis sau sclerodermie, a fost testată pe pacienți cu lupus și a observat că în urma acestei terapii, acești pacienți au primit numai o infuzie, au intrat în remisie și astăzi, acest studiu care a început acum 2 ani, astăzi, la 2 ani distanță, acești pacienți sunt încă în remisie. Cred că este un pas enorm în înțelegerea noastră ca și medici a sistemului imun și faptul că descoperim în mod constant terapii care să oprească agresivitatea bolilor autoimune este un progres pe care nu cred că ni l-am fi putut închipui acum 2 sau 3 ani. Trebuie să spunem că despre terapia CAR T-cells și a doctor Adrian Bot a fost prezent în emisiunea noastră și îl salutăm cu această ocazie. Am fost onorație de prezența domniei sale. Terapia de substituție hormonală, iarăși, este folosită în perimenopauză. Sunt contraindicații, doamna doctor, se folosește? Eu știu care sunt beneficiile.
Sigur, terapia de substituție hormonală rămâne oarecum controversată în pacienții sau pentru pacienții cu boli autoimune. Și de ce spun asta? Pentru că cu ani în urmă au fost publicate niște studii care spuneau că terapia de substituție hormonală poate crește riscul de cancere, riscul de cancer mamar în special sau riscul de a dezvolta un infarct sau o boală coronariană. Se pare că terapia de substituție hormonală este mult mai sigură astăzi, bineînțeles făcută cum trebuie și făcută sub observația unui medic care este capabil să moduleze acest tip de terapie. Revenind la bolile cu caracter autoimun, această terapie de substituție se pare că este benefică și chiar acum câțiva ani Colegiul American de Reumatologie a făcut sau a publicat pentru prima dată guidelines-uri sau ghiduri despre cum poate fi folosită această terapie pentru pacienții care au boli autoimune în perioada de postmenopauză. Și se pare că această terapie este benefică, mai ales la pacienți cu poliartrită reumatoidă. În această perioadă, acești pacienți pot să dezvolte mai multe simptome. Dacă au avut boala, boala poate să se decompenseze, să zicem așa, sau să se exacerbeze anumite simptome, să devină mai acute. Și se pare că pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă, poate să amelioreze simptomele menopauzei, dar și această exacerbare a bolii. Ceva foarte important, trebuie să știți că terapia de substituție hormonală nu înlocuiește tratamentul poliartritei reumatoide. Deosebit de important este să știm că pacienții care au lupus și care au și anticorpi antifosfolipidici, acest lupus se asociază cu un alt sindrom care se numește sindromul antifosfolipidic, care induce sau care este cauzat de acești anticorpi antifosfolipidici. Și acest sindrom, ca să fac o paranteză, crește riscul de tromboze. Tromboze la nivel cardiac, tromboze venoase profunde sau embolii pulmonare. Și în aceste cazuri, de pacienți cu lupus și cu prezența acestor anticorpi antifosfolipidici, nu se recomandă să se facă terapie de substituție hormonală. Încă o dată, nu se recomandă în aceste cazuri, dar în pacienții care au lupus și nu au acești anticorpi antifosfolipidici, se poate lua în considerare, bineînțeles cu precauție, beneficiile acestei terapii. 3 minute până la finalul acestei emisiuni și exact cum spuneați la început, sunt foarte multe probleme de care se plâng femeile la menopauză sau premenopauză, exact cum spuneați. Transpirații și bufeuri diurne sau nocturne, uscăciune vaginală, modificări ale dispoziției, pierderea masei osoase, ca să nu mai spun și de faptul că pot apărea, sunt vulnerabile la aceste boli autoimune. Și atunci vă întreb, sunt importante și un stil de viață sănătos, o alimentație adecvată, o odihnă suficientă? Eu știu renunțarea la fumat, dar și reducerea stresului. Mă bucur foarte mult că ați menționat aceste lucruri. Acestea sunt lucrurile despre care eu vorbesc în cărțile pe care le voi publica în curând, atât despre gută, dar mai ales despre poliartrita reumatoidă, pentru că vorbim de boli autoimune. Abordarea mea în practică și abordarea pe care o am de mai mult de 15 ani este de a integra toate aceste modificări de noile lumini lifestyle, de stil de viață, în tratamentul pacientului. Nu este de ajuns să iei o pilulă sau să iei un tratament și să te aștepți că lucrurile se vor îmbunătăți semnificativ.
Dacă vreți să știți, orice tratament pe care noi îl acordăm, îl dăm pacienților cu boli autoimune, are o rată de succes de aproximativ 60-70%. Restul beneficiilor în tratarea bolilor autoimune vine din ce a spus dumneavoastră, din nutriție, care trebuie să fie o nutriție cât mai sănătoasă, bazată pe alimente care sunt neprocesate, chimic, dacă se poate și neprocesate termic, și aici mă refer la a mânca cât mai multe legume, fructe, genul ăsta de alimentație. Mă refer la exercițiu fizic, pentru că este extraordinar de important pentru menținerea masei musculare, dar și pentru întărirea oaselor, menținerea masei și densității osoase, mai ales în perioada de perimenopauză și menopauză, când datorită scăderii de estrogen noi pierdem foarte multă masă osoasă. Al treilea lucru este managerierea stresului. Există lucruri pe care le putem controla și lucruri pe care nu le putem controla, și atunci trebuie să ne focusăm sau să ne gândim cum putem să schimbăm lucruri care sunt în controlul nostru. Există o grămadă de tehnici, eu educ pacienții despre așa ceva, de la tehnici de respirație până la o grămadă de alte tehnici de mindfulness și o perioadă bună de dormit, cel Domnul puțin doctor, 8-9 ore pe noapte. vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră, pentru toate informațiile oferite. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți alături de TVR Internațional.